Slăvit să fie Domnul, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat frați și surori. Mă bucur pentru fiecare dintre dumneavoastră și rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru adunarea din Roma, pentru că în ochii mei, ca ostaș, este ca un mozaic. Eu nu prea aveam familiaritate cu mozaicul până n-am venit la Roma. Suntem din diferite părți ale țării, dar suntem legați de aceeași dragoste frățească. Suntem atât de diverși între noi și totuși Dumnezeu ne ține uniți și legați. Primele două versete din Evanghelia de astăzi spun în felul următor. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și aș vrea să citesc încă două versete, versetul 22 și versetul 23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Și partea aceasta din verset, vă rog să o țineți minte. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Fratele meu și sora mea, ascultam o întâmplare, se vorbește mereu despre înaintași, nu știu dacă știți întâmplarea aceasta, este vorba despre fratele Traian. Stătea de vorbă cu unul dintre oamenii care au ajuns în America, se cheamă Richard Vrumbrand și au fost închiși împreună. Și spunea Richard Vrumbrand, de la Doors am putut să învăț o lecție pe care n-am auzit-o de la niciun teolog din lume. Și într-o zi Doors în celulă mi-a spus în felul următor. Frate Richard, să aduci aminte, în cuvântul lui Dumnezeu Domnul Iisus spune așa: cine mă urmează pe mine va face lucrările pe care le fac eu și va face lucrări chiar mai mari decât acestea. Și a venit întrebarea: cunoști pe cineva care a făcut lucrări mai mari decât Iisus Hristos? Și fratele Traian spune în felul următor: frate, Dumnezeu poate să te ierte dacă vii la El în genunchi și ți-e ceri iertare. Dacă tu nu vii la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este o autoritate supremă, imaginați-vă că mâine Meloni ar da un decret în care ar spune: de mâine toată lumea poate să facă ce vrea. Nu mai există autoritate. Cred că n-ar ieși mulți din casă mâine. Dacă toată lumea ar putea fi iertată de tot ceea ce poate face. Și fratele Traian i-a spus în felul următor: noi putem face lucruri mai mari decât poate face Dumnezeu.
Dumnezeu prin cuvântul său este limitat, ne poate ierta dacă ne cerem iertare. Dar eu am posibilitatea, spunea fratele Traian, să-l iert pe fratele meu fără să vină să-și ceară iertare de la mine. Eu am posibilitatea înaintea lui Dumnezeu să fac lucruri mai mari decât a făcut Domnul Iisus prin faptul că mă duc înaintea lui și-l iert pe acela care mi-a făcut rău. Frații mei și surorile mele, oamenii aceștia, înaintașii noștri, au dispărut toate barierele confesionale când au fost închiși și se rugau înaintea lui Dumnezeu și vorbeau înaintea lui Dumnezeu și cântau împreună înaintea lui Dumnezeu și se rugau înaintea lui Dumnezeu și se iertau mai ales. Eu mă uit astăzi la oaste, mă uit în stânga, mă uit în dreapta și când ne comparăm, vedem atâtea cete. Și mă uit la Roma și văd unitate și văd pace și înțelegere. Măcar la suprafață văd lucrul acesta. Văd lucrul acesta și nu văd tensiuni și nu văd... Eu știu că toți aveți probleme. Dar atunci când te duci cu ele înaintea lui Dumnezeu, atunci când mergi înaintea Domnului Iisus Hristos, lucrurile se schimbă. Pentru că ultima perifrază din versetul 23, când cineva își imaginează că stă în lumină, dar lumina din el este întuneric, spune Domnul Iisus, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Aș vrea să vă ilustrez un pic. Când eram copil, mama mea mi-a spus în felul următor, niciodată să nu te ceri cu frații. Dumnezeu să o ierte. Am căutat în tot timpul vieții mele să n-am discuții niciodată aprinse cu niciunul dintre frații. Și pentru lucrul acesta eu îi mulțumesc Domnului. Pentru că m-a călăuzit El. Nu pentru că n-au fost prilejuri. Nu? Discuțiile pot să apară oricând. Dar atunci când tu te pregătești pe timp de pace pentru război, noi vorbim de multe ori și cităm foarte des Efeseni 6, armătura, îmbrăcat, așa mai departe, toată descrierea acelui ostaș care este îmbrăcat acolo cu toate armele de apărare și de atac, dar nu avem nicio instrucție. Fratele meu și sora mea, ești victimă sigură când te duci în război și tu nu știi ce să folosești, că nu știi tactica de luptă. Și Dumnezeu nu te lasă niciodată, s-a amintit atât de des aici, citiți cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum îl văd eu cuvântul lui Dumnezeu? Tot în straturi, ca un tort așa cu felii multe și cu cât te adâncești mai tare, cu atât ți se dezvăluie mai mult. Cu atât intri mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu, cu atât vezi mai aproape de Dumnezeu, cu atât îl simți pe Dumnezeu lângă tine. Și mă uit la oameni și am întâlnit mulți oameni și aș vrea să ilustrez printr-o întâmplare. Era iarnă, eram acasă și știți cum erau iernile în România, cel puțin la început, era multă zăpadă, ghețuș. Și un tată mergea pe stradă cu copilul lui de mână. La un moment dat, abia se ținea în picioare tata, copilul cade. Și copilul îi spune, tata îi spune, dragul tati, dă mâna la mine, să te țină tata de mână să nu mai cazi. Și copilul, așa, se credea mare, spune, nu, se ridică de jos, nu, eu pot. Și mai face câțiva pași și inevitabilul se produce, cade din nou și începe să plângă copilul și tata îi spune, dragul tati, dă mâna la tata, să nu mai cazi.
Și din nou copilul, parcă mai supărat, zice, nu, eu pot! Și mai face câțiva pași și din nou cade. Și tata se uită la el și spune, dragul tati, dă mâna la tata. Și copilul zice, nu mă ții tu de mână, te țin eu pe tine de mână. Mi s-a întâmplat adesea ori că am văzut creștini de genul acesta. Au spus mereu, eu pot. Și după prima ispită, au căzut. Și după a doua ispită, au căzut. Și Dumnezeu este acolo să te ia în brațe, să te ducă mai departe. Și mereu parcă egoismul acela din noi spune, nu, eu pot. Vreți un exemplu mai practic? Era o familie cu el boxer și se certa cu soția, avea două fete și un băiat și se certau mereu. Și cheamă pe unul dintre frați și spune, mă frate, ce să mă fac cu familia asta? Se ceartă cu mine în continuu. Și omul acela îi spune, după două ore ce îi explică asta relația lui tensionată din familie, îi spune, zice, în 20 de minute rezolvi. Și mă uitam la el un pic așa, pentru că nu știam ce îi trece prin cap, pentru că era fost boxer. Și omul acela îi spune în felul următor, te duci acasă, te arunci în genunchi, dacă numai 20% din ce mi-ai spus tu este adevărat, cum ai spart ușa când te-ai supărat și așa mai departe, cu soția, cu copii, dacă numai 20% este adevărat, tu trebuie să te arunci în genunchi și să-ți ceri iertare de la fiecare membru al familiei tale. Ce-a spus? M-am uitat la el și avea ochii de sticlă. Și a spus, în cazul acesta eu nu o să mai vorbesc acasă. Nu ți-am spus să nu vorbești. Ți-am spus să te duci, să te arunci în genunchi și să plângi și să-ți ceri iertare de la fiecare membru al familiei tale. Și omul acela a plecat. După 8 luni sună. Și spune omul acesta, m-am dus repede la casa respectivă, băiatul cel mare venise în pauza de prânz, a luat un pistol și s-a împușcat. Când am intrat în casa aceea, durerea puteai să o tai cu cuțitul. Și omul acesta a trebuit să-l zmerească Dumnezeu în felul acesta, pentru că n-a fost în stare să se aplece pe genunchi. Și să spună, Doamne, iartă-mă! Mamă, iartă-mă! Copilule, iartă-mă, pentru că de multe ori sunt eu cel care am greșit. Vorbim mereu de prăpastia între generații. Fratele meu și sora mea, păstrează întotdeauna o punte de legătură între tine și copiii tăi. Vă aduceți aminte întâmplarea cu fiul cel pierdut? Dacă la tata acasă era ca la porci, mai venea înapoi? Știți de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că noi de multe ori cădem la compromisuri cu copiii noștri. Ce semănăm în inima copiilor, aceea vom culege. Copilul acela n-avea niciun drept să-și ceară averea, pentru că prin vechea lege, primul moștenitor era primul născut, nu al doilea. El era deja al doilea în familie și n-avea niciun drept. Și își cere dreptul. Și ce face tatăl? Îl dă? Îl dă. Și noi facem așa de multe ori cu copiii noștri. Să nu se ducă în lume. Vă spun din rudele mele. Din neamurile mele. Am un unchi care a avut un copil care a luat-o prin lume și a ajuns să doarmă sub poduri prin Arad și după luni de zile s-a dus copilul acesta prin tatăl după el prin Arad.
și l-a adus înapoi acasă. Dar patima aceasta n-a dispărut. Beția, și așa cum vedem astăzi în societate, ori droguri, ori beții, ori vicii, sunt atâtea instituții care încaută să scoată lucrurile acestea din oameni și nu pot. Pentru că le înlocuiește. Mă uit la ăștia care fumează și îi spune, dacă mănâncă o bomboană, începe să îi treacă fumatul și după aia dă în diabet. Caută să scoată, nu reușesc. Și copilul acesta, mă duc anul trecut acasă și ajunge... În general îmi place să-mi vizitez neamurile când mă duc acasă și așa, în trecere, m-am dus și unchiul nu era acasă. Și un vecin îmi face semn că e cineva la geam, avea o casă destul de mare la stradă și mă duc la el și era verișorul meu primar. Și zic, unde ți-s părinții? Și îmi spune... S-a dus la sora mea. De ce? Pentru că i-am bătut. Ce ai făcut? Pe tatăl tău și pe mama ta, care s-au dus după tine până într-un alt județ și te-au adus înapoi acasă și de atâtea ori te-au cules și te-au adus acasă, tu i-ai bătut? Da. Și nu-ți pare rău? Ba da. Și ce te împiedică să mergi să-ți ceri iertare? Nu mai avea o punte de legătură între el și familie. Fratele meu și sora mea, lasă întotdeauna o punte de legătură între tine și copiii tăi. Este normal să fie întotdeauna între generații un pic de... Pentru că și noi am trecut pe acolo. Dar dacă copilul tău îl pregătești de război în timp de pace, poate în familia ta e tot ok. N-ai nicio problemă. Este pace, se cântă cântări duhovnicești. Vă rugați împreună, cântați împreună, dar nu uitați și aceia care au ajuns rău. Prima dată au fost copii nevinovați. Nu-i descrieți un Dumnezeu care... sare ca o jucărie la orice necesitate are copilul dumneavoastră. Să știți că Dumnezeu este și sfânt, nu doar dragoste. De multe ori greșim noi. Părinții descriem un Dumnezeu, mi-aduc aminte o întâmplare în care un copil avea un examen. Și el pușca din deget și aștepta ca la examenul respectiv Dumnezeu să-l asculte pe el, pentru că așa a fost educat acasă. Fratele meu și sora mea, Dumnezeu te trece de multe ori prin examene pe care nici nu-ți închipui. Dacă vreți, vă duc pe paginile Scripturii și vă arăt oameni neprihăniți care s-au rugat zeci de ani și n-au fost ascultați de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu avea ceva mai bun pentru ei pregătit. Păstrați punțile de legătură între voi și generația care vine după voi. Păstrați punțile de legătură între voi și copiii voștri. Nu vă cunosc, dar știu că mulți au probleme. Știu că foarte mulți au probleme. Lucrez și eu și am colegi și nu auz decât de probleme. Nu auz decât de nemulțumiri. Nu auz decât de necazuri. Fratele meu și sora mea, avem un verset, dacă voi iertați, dacă voi iertați, nu vorbesc unor oameni din afară, așa cum s-a specificat aici, de aceea am fost atent la acest verset care vi l-am spus la urmă. Dacă întunericul din tine, dacă întunericul din mine mi se pare că este lumină, oare întunericul acesta cât trebuie să fie de adânc? Fratele meu și sora mea, să ne cercetăm adânc și să venim la lumina lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este lumină. Dumnezeu a fost lumină. Îmi place așa de mult
Ați vorbit despre izgonirea lui Adam din rai. Aș vrea să vă întreb, cum a fost îmbrăcat Adam înainte să fi mâncat din pomul cunoștinței binelui și a răului? Frații mei și sorora mea, uită-te în paginile Sfintei Scripturi, toate ființele cerești erau îmbrăcate în lumină. Toate ființele cerești sunt îmbrăcate în lumină. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Când Adam și Eva au mâncat din fruct, a dispărut îmbrăcămintea cerească, a dispărut lumina. Și atunci s-au văzut că sunt goi. Toate ființele din lumea lui Dumnezeu sunt îmbrăcate în lumină. Nu există soare, nu există umbră în lumea lui Dumnezeu. Nu există soare, luminător și lună, cum i-a lăsat aici pentru noi. A trebuit să-i facă pentru noi, știa Dumnezeu ce se întâmplă. Pentru că sursa vieții este lumina. Și spune, în Ierusalimul cel ceresc, Dumnezeu este lumina ei și mielul este făclia lui. Fratele meu și sora mea, hai să venim la lumină. Citea fratele din Romani. Așa de frumos, versetul 13 în care spune: că oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că faptele lor, de ce? Faptele lor erau bune, nu pentru că faptele lor erau rele. Să venim, dar la lumină. Să fim la lumină pentru ca să fim fii ai luminii. Nu pot să fiu fii. Mi-aduc aminte de expresia pe care, și cu asta închei, mi-aduc aminte de expresia pe care a lăsat-o Domnul Iisus și a spus: eu sunt lumina lumii, și nu mult după aceea spune: voi sunteți lumina lumii. Este un transfer de autoritate în care spune: eu sunt lumina lumii și voi sunteți lumina lumii. Oare luminează în jurul meu lumina lui Hristos? Oare luminează în jurul meu lumina Domnului Iisus Hristos, a mântuirii, a iertării? Pentru că degeaba îmi chinuiesc sufletul în post și rugăciune, dacă în jurul meu iertare nu există. Deja am chinuiesc trupul dacă nu am iertare pentru fratele meu. Dumnezeu merge mai departe și spune pentru dușmani, nu doar pentru frați, pentru dușmani. Dar la noi la oaste, să spunem, e un pic cam dificil lucrul acesta. Există oameni care nu umblă decât să dezbine, nu să adune. Eu îl mulțumesc lui Dumnezeu că am întâlnit oameni care vor să adune lucrarea lui Dumnezeu, care vor să o înfrățească, care vor să o țină unită. Chiar dacă de multe ori nu avem aceleași idei, nu avem aceleași gânduri, nu avem aceleași idealuri, dar avem același Mântuitor. Să vă ajute Dumnezeu ca fiecare dintre voi să vă rugați pentru lumină, pentru iertare și mai ales pentru toți aceia care au probleme, le doresc din tot sufletul meu ca Dumnezeu să-i lumineze și să le poarte de grijă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.